plie, în plie, în plie, reveni 2. Crucea. Și 1, și 2, și 3, 4. Petit battement sur le cou de pied. Stai, allonge, allonge. Soutenu releve. Cel la picior. Poftiți, poziția 5. Predau din 93. 93 în Constanța, când am început să lucrez la Oleg, compania Oleg Danovski, la liceul de coreografie din Constanța. De la început mi-a fost greu. Greu în ce sens? Niciodată n-am lucrat cu copii, mai ales mici. Una lucrez cu unii mai înaintați, ca vârstă, clasele mari și nu știu de ce mi-a fost dată clasa mică în Constanța, clasa 4. Ia, ia brațul, stai pe ax, echilibru. Și alonge, un spriceplu, stai. Ușor, suteniu, demi plie și stai. Am început să predau și din plăcere și să dau tot cel mai bun ce am acumulat în anii ăștia. Ca dansator, ce am acumulat eu de la profesorul meu și încerc pe viitor să-i dau toată știința la ăștia tinere. În plie și ușor rond, cotu, cotu, și atitud, și pase, călcâi de bază în față, și ecarte, capul Andrei. Cea mai mare satisfacție când merg copiii la olimpiadă și iau un loc în podiu, nu contează poate și mențiuni, asta e rezultatul muncii lor, în primul rând, și a mea, bineînțeles. Și în al doilea rând, când îi vezi ajungând deja undeva acolo, sus, în vârf, eu am avut o singură promoție care am scos, am luat-o de la început și am dus-o până la capăt, din care am doi dansatori la opere care au ajuns la ora actuală prin balerini. Și asta este cea mai mare satisfacție. Am născut în Chișinău, în Republica Moldova. De la grădiniță, eu țin minte, a venit o doamnă profesoară de balet. Aveam, cred că, 4 anișori. Da, 4 ani aveam. Și era o sărbătoare, nu mai țin minte, de anul nou sau de sfârșitul anul școlar, cum ar veni la grădiniță. Și ne-am mutat un dansuleț. Bineînțeles, a fost o selecție și făcând pașii, făcând coreografia, nu știu, m-a observat așa, mai eram mai înstis, mai bine, m-a pus solist în numărul ăla și de atunci abanuiesc eu că a început toată povestea cu dansul. Mi-a plăcut foarte mult muzica, dansul. În 79, parcă nu mai țin minte, 79 sau 78, a fost o selecție pentru Moscova. Ne-au selectat 1000 de copii. 1000 de copii am plecat la Moscova acolo. Selecția făcută la Moscova, din 1000 am rămas 300. Din 300 am mai dat încă un examen direct în MAHU, așa se cheamă, Moscovskoe Akademicheske Horeografiske Uchilishche. Am rămas 28 de copii. Din 300, da, 28 și 26, era două grupe. Și așa am început studiile la Moscova. Din nefericire, am avut un mare accident la picior,
Din nefericire, n-am terminat studiile acolo. Eu un an jumătate am stat pe dreapta, cu piciorul, era rupt. Era o situație foarte gravă, era vorba și de amputație. Datorită medicilor atunci, la Moscova, deci m-au îngrijit, m-au 6 operații la piciorul drept. Am zis că am intrat prima dată, când prima operație am intrat la un service auto. Vedeam numai burghie, numai cercuri, șuruburi. Da. În fine, am trecut și peste asta, cu multă voință și efort, și fizic și psihic, datorită și medicilor și recuperatorilor, m-am revenit cu piciorul. La Moscova nu puteam să mă întorc în niciun caz. Am pierdut un an și acolo nu există, nu, sau... Pam, capul de la bară, Grand Batman, 5-a. 2, și stai, nu grăbi, Betty. 4, și Batman, Grand Batman, Georgiana, 3. Și 4, Grand Batman, călcâie în față, fără corp, numai piciorul, relevei, relevei. Și ușor suteniu, 1... Alonge, am închis. Eu am avut o mare baftă că am primit baza de dans clasic acolo, la Moscova. Am avut condiții extraordinare, profesori extraordinari, bineînțeles. Munca este titanică și fără voință și fără dorire, fără dragoste. Nu se poate. Altfel, pleci. Pleci în fiecare an, era examen. Vreau să vă spun că din promoția mea, cât eram din 28, noi am terminat 5. În fiecare an, la examen, nu era obligatoriu să, dacă cursul ăla de un an nu puteai să-l acumulezi și tehnic și profesional, așa, deci plecai acasă. Deci. Vârfulețul întins și tărei, strâns, 4, stai acolo, releve, croazei, ai terminat, Malin, nu am fas, capul Malin. După operație am terminat la Chișinău, am fost angajat la Opera Națională din Chișinău, în cadrul ansamblului. Nu există la, cel puțin așa e la Ruș, era o vorbă, 5 ani stai în ansamblu și înveți meseria. Că e cel mai greu lucru să dansezi în ansamblu. Să fii egal, să fii și atitudine, și corectitudine, tot. Eu am avut o mare baftă. Eu n-am stat 5 ani în ansamblu. S-a întâmplat că a fost un mare val de pensionari, care soliști și prim-soliști, care au ieșit la pensie. Și bineînțeles, au scos pe post concursul pe post de solist, de prim solist, și am avut ocazia atunci să demonstrez că pot mai mult decât în ansamblu, și cu ocazia, bineînțeles, eram pregătit și profesional. E 1 și 2, tanlie de miron mic, tam. 1, 2, demiplie a patra, releve, echilibru, da? Demiplie, preparațion, tur en dehors, poză și stângul. Poftiți, poziția 5. Am ajuns solist, după aia prim solist, numai că au început lucrurile pe vremea aia să înrătățească. Din ce punct de vedere? Și financiar, și economic, și... Deci nu te descurcai nici cu salarii, nici... Și că fiind tânăr, orice tânăr vrea să danseze și să dansezi fără... Și financiar nu poți. Eram pe vremea aia și însurat, aveam și copil, aveam familie, deci trebuia să o întrețin și nu mă descurcam. Și căutam o ieșire mai bună, o cale mai bună să... Și așa, nu mai țin minte cum, la vizier a apărut un afiș cu concursul la... Angajăm concurs la Oleg Danovski din Constanța. Nici nu m-am gândit. Am citit afișul ăla, am venit acasă, am vorbit cu soția, mi-am făcut bagajele, a doua zi și am plecat. Am dat concursul și așa am fost angajat la... În 92 am fost angajat la
compania Oleg Danovski. Делаешь пари и стоишь на карте. Ему трудно тебе повернуться. И лампа. Crescând atunci în Uniunea Sovietică, toată lumea vorbea în limba rusă, în limba română nu prea se vorbea în oraș. Se vorbea pe la țară și foarte, cum să vă spun, așa, pe la bunici acasă, cu ușile închise, cu... Na, ce să vă spun, așa au fost vremurile atunci. Știam ceva cuvinte. Când veneam la bunici, cât stăteam, o săptămână, două la bunici, nu puteai într-o săptămână să înveți. Știam ceva cuvinte, dar să vorbesc, nu, nu, nu. Am învățat în România, limba română. Da, suntem gata. Девочки, приготовились, пожалуйста. Este foarte clar aici, la fel ca la prima dată. Am făcut preparațion. Două poze, fără briz-brizul. Două direct poze. Unde o lungiști acolo că se vede tot? Ai terminat poze de la băieți. Ori, poze! Așa ceva, așa ceva. În balet noi avem un singur limbaj, dansul, mișcarea. Plus că toate, făcând academia de balet, nu contează în ce limbă, în ce țară o faci, limba e aceeași, noi vorbim în limba franceză. Limba aceeași. Sau prin gesturi, prin mișcare, prin... E aceeași limbă. Nu contează din ce lume ești, din ce țară ești. În misteria noastră, noi ne înțelegem între noi. Eu un și doi de mi plie, tampa schimbăm racurs doi, i alonge, antia, antia, doua, doua, un, i, doi, releve și catără, un și doi de mi plie, tampa, un și doi împingem de la bipa, antia, pam, pardon, releve și catără, releve, royal, stop. Părinții sunt tata, bunicii, străbunicii români. Chiar bunicul meu, în timpul războiului, a rămas singur. Că era perioada aia când foarte mult s-o întors în România. E, bunicul a rămas singur, nu știu de ce, dar frații lui au venit în țară. Pe partea lui mama, eu sunt ucrainean, sunt hnatiuc. Ucrainean, da, e aici chiar alături de ungheni, este un sat Hristoforov, ca așa se cheamă. Și satul ăla era sat de ucraineni. Sunt jumătate așa, mama ucraineancă, tata român. Și un, și doi, și trei, și patru. Mersi mult. Mâine, fetelor, la ora 6 sunteți aici, băieții, la ora 6 în sala 1. Mersi mult. Am venit în primul rând să-mi fac miseria. Am venit să fac ce-mi place, ce am vrut să fac toată viața. Și, cum să vă spun, n-am simțit nici diferență, nici... Am fost primit extraordinar. Extraordinar. Mi-a fost greu, v-am spus de la început, nici știind limba. Am venit vreo patru colegi, am venit. Unul singur din colegi mai știa ceva română și el ne ajuta la traduceri, la repetiții, la... Am fost foarte bine primis. Adică nu era diferență sau discriminare ceva. Stați că când a venit românii se zicea ruși. Adică stați puțin, explicați. Zic, eu nu sunt rus. Dom'le, părinții mei sunt români, mama e ucraineancă, dar niciun caz rus. Dar pentru venind din partea cealaltă, pentru toți din colectiv, așa ne spunea, rușii. Înțelegeam cu colegi, ne întâlneam în weekend, ieșeam pe plajă, la petreceri, la zile de naștere. Excelent, excelent. Deci nu... A fost ok, din punctul ăsta de vedere. Până în 2000, cred că da, din 90 încolo, până în 2000, asta a fost perioada de aur pentru artiști. Erau turnee, era altceva. Te simțeai într-adevăr artist în plenie. Deci, la ce mă refer? Încă iarăși la bani, că în ziua de astăzi, vai de capul nostru. Vai de capul nostru. Mă refer la toți artiștii din țară. Fiind muzicieni, instrumentiști, filarmonica, teatru, arta,
iau tot cuvântul ăsta de asemenea, artă, ci artă. Noi suntem vai de capul nostru. Deci, efectiv, uitați, uitați. Nevastă mea este ieșancă. V-am zis, am avut foarte multe turnee cu Oleg Danoschi și fata cea mare a fost crescută aici, în Iași, de bunici. Noi o duceam în Constanță numai în perioada concediului. Și a ajuns perioada când trebuia fata să ducă la școală. Și la un moment dat, venind în concediu la Iași sau eu știu, de sărbători de Paște, dacă aveam timp, două, trei zile să vedem copilul, la un moment dat nu ne zicea mama, sau mama era sora lui Dorina sau mamaia, îi zicea tot mama și zice, domne, se apropie școala, ce facem? Trebuie să facem ceva, că copilul nu mai știe care sunt părinții. Și ne-a hotărât atunci cu nevastă mea să ne mutăm la Iași, nu știu, la Iași este o operă mare, frumoasă, bună. Și așa am, datorită și copilului, ne-am mutat la Iași. Am dat concurs, am luat concursul, a fost extraordinar, colectiv extraordinar. Am prins atunci, în 96 mai a venit, era un colectiv tânăr, total tânăr. Atunci a fost un val foarte mare, clasa 12-a. Au terminat băieți, fete și chiar și angajați înainte de a veni a 12, erau maxim vârful vârstei de 25-26 de ani. Deci colectivul era tânăr. Glaco și Jezel și Copelia, Romeo, Don Quixote, Esmeralda, Mandarinu, aveam un repertoriu foarte mare, foarte mare. La vârstă deja nu mai pot ca prin palerină să profesez, dar mi-este într-adevăr dor și chiar cu mare plăcere într-un spectacol, chiar când au fost și Andrei Șerban și au montat și Lucia și chiar am fost, nu că rugat, maestru ne-a întrebat, nu vreți că am nevoie de, sigur că da, maestru, cu nici, cu mare plăcere intru în scenă, normal, mi-e dor. Cea mai mare bucurie și cea mai mare, asta a fost în perioada când eram încă în Republica Moldova, în Chișinău. De ce spun asta? Chișinău, pe vremea aia, dar și acum tradiția se păstrează, are un repertoriu foarte bogat, foarte mare. Mă refer la spectacole mari, Calacu, Jezel, Don Quixote, Copelia, Esmeralda, Călărețul de Alamă, Baedera, Spartacus, La Filmagade,
Multe, multe. Cred că aveam vreo 14-15 spectacole de balet și acolo am crescut ca artist, ca solist, acolo m-am format. Ce faci? Am avut o mare ocazie în perioada aia, bine, am lucrat cu cei mai mari, după părerea mea, cei mai mari coreografi atunci, în perioada aia, și a fostii Uniunii Sovietice și a lumii. Am lucrat cu Grigorovici, cu Gaziev, cu Maiorov, cu Martirasian. Cine m-au venit să mai monteze la cu Coftun. Am avut ocazia să dansez de două ori pe scena Balșoi. Prima dată, chiar imediat după ce am terminat liceul, a fost un mare festival, nu mai țin minte cum se chema, și Opera Națională din Chișinău a fost invitată la Balșoi. Am plecat cu Baidera. Cred. Da, cu Baidera. După spectacolul ăsta, Opera Națională o primit atunci cel mai înalt rang, cum se chema, nu știu cum să vă traduc, Moldavski Gosudarstvenny Akademicheski Teatr Operei Baleta, adică teatru academic. Da, deci cel mai, nu mai era Balșoiu, era Sankt Petersburgul, și după festival, văzând pe noi publicul de la Moscova, văzând, bineînțeles, și profesioniștii și ziariștii și toți criticii, și-au ajuns la concluzie că suntem buni și foarte buni, și de atunci ni s-a dat gradul ăla de academic la operă. A doua oară am fost tot așa invitat, nu mai țin minte ce sărbătoare era mare, tot eram invitat iarăși de Balșoi și am plecat cu, de data asta n-am plecat cu baletul, dar am plecat cu opera Petru Rareș, în care era implicat foarte mult baletul. Și a doua oară am plecat cu spectacolul ăsta, Dumnezeu să ierte, cu marea cântăreață a Republicii Moldova, artista emerită al poporului, Maria Bieșu, Mihai Muntean. Am avut onoarea să lucrez cu oamenii ăștia mari. Da, asta a fost a doua oară când am dansat pe scena Balșoi. Pe vremea aia, deci nu scăpa nimeni de armată. În perioada, eu v-am zis, eu am prins perioada să, când era Uniunea Sovietică, împlinind 18 ani. Deci pe mine, eu am încercat să mă fofelez, zicând la părinți că stai că sunt în turnee sau la operă, tot așa m-a acoperit cineva, dar tot m-a prins la două repetiții după amiază, a venit un ofițer și cu doi soldați, m-a luat de mânuță, acasă, periuța de dinți și asta, și în armată. Ani și 7 luni aproape. A fost o perioadă... Bine, mie nu-mi pare rău că am făcut armata acolo. M-au format și ca bărbat, și ca fire, și ca om, dar nu vreau să-mi aduc aminte de armată, că am prins perioadă foarte nasoală atunci cu Afganistanul, în anii 88.
Noroc că pe vremea aia a venit Gorbaciov și a fost în 89, în ianuarie, a fost retragerea și am scăpat de nenorocirea aia. Ce m-am luat în armată a fost perioada aia. Prima dată m-am luat în Afgan. După Afgan, după ce s-a terminat cu Afganul în ianuarie, a fost retragerea trupelor sovietice. A început puciul ăla cu Nagorno-Karabah. Nenorocirea mea. Nu e bine zis. Nenorocul meu, cum ar veni. Eu am fost în trupele speciale comando și... Na, cum e focarul undeva, pe noi ne trimitea acolo. Am scăpat de Afganistan, ne-am băgat în Nagorno-Karabah. S-a terminat cu Nagorno-Karabah. Mi-a trimis în Siberia, Orenburg, Arhanghelsk, la Răcoare. Da, în fine, nu contează. Asta a fost, asta trebuia să o facem pe vremea aia. Dar nu m-am lăsat, nu m-am lăsat în... ce sens, că cum găseam o ocazie... o sălișoară mică, chiar în cazarmă, un loc liber, o oră, două libere, dacă o aveam, încercam să fac, sau bine, nu făceam, să dați seama, balet sau ce, ceva făceam acolo, o bară, o ceva, o deschidere, adică încercam să mă mențin cât de cât în formă. One, I, poză stai! Ok, nu e rău, dar ți-am zis, tu te strângi, ai făcut turație. Ai făcut preparațiune înainte de turație? Tu deja te-ai strâns. Pastrează doi umeri, două șolduri. Ăsta ți ia din elan. Pam! Te-ai dus turație un și corpul deja e pregătit. Vezi ce înseamnă că dacă sunt doi umeri, două șolduri? Pam! Pastrează pătratul ăsta. Conservează. A rămas pe picior, nu duci corpul. Pam! Doi umeri, două șolduri. Du corpul în față. Bun, ok, am înțeles. Fă altceva. Ai făcut demi-plie? Da, demi-plie. Fă o turație, o turație și du-mi corpul în față și rămâi acolo. O turație și du-mi corpul. Aici am rămâi. Nu, pe piciorul întins. Ai făcut turație și aici am rămâi. Dar du-mi corpul în față. Vezi? Vezi că tu nu ești pax? Calm, nu rupe. Bun. Poponeața, poponeața, că ce faci tu aici? Aici faci. Strânge, bagă. Strânge fesele. Păstrează axul. După aia te-ai dus. Hai să văd legatul ultimul. Da? Preparation pirouette. Dublu sison genunchi. Cred că eram în clasa 8-a, 9-a. Da. Și profesorul tot, Serghei, Dirjespinu. Adică ține spatele. Aveam tendința așa mai cocoșat, mai... Statând lângă mine, țineam cum ce-mi spune, mă corecta, cum pleca, gata, mă lăsam și o dată, de două, de trei ori, profesorul meu avea probleme cu piciorul, mergea cu bastonul și s-a enervat odată și mi-a tras așa de, cu pofte, cu sens de răspundere, așa, sănătos, pe spate și n-a să uit niciodată, am văzut stele în ochi. M-am îndreptat nevrând și de atunci vreau să vă spun, deci n-a să uit, deci de atunci am stat drept. Și nu-mi pare rău, nu-mi pare rău. Îi mulțumesc, Dumnezeu să-l ierte, îi mulțumesc datorită lui, deci eu și am altfel am început și să mă învârt, altfel am început să mă sar, datorită ținutei spatele, da, a fost un... așa o secvență din viață, mi-aduc aminte, și plăcută și neplăcută.
bază contează foarte mult. Evoluând cu ani și cu tehnica și nepastrând unele, cum se cheamă, pătrățele, să zicem așa, nu poți să te duci în altă mișcare, să înveți o altă tehnică, să te învârți ca lumea, să stai pe ax bine, să sari. Deci merge tot în lans, una după alta. Dacă un lanț se rupe, s-a dus tot. Eu în România, când am venit, eu mai fost căsătorit cu o dată și prima soție, nefiind în aceeași miserie, a apărut gelozie, a apărut tot felul de scandaluri, certuri, plecările în turnee, neînțelegeri și de-aia și am divorțat. Și venind în România, așa s-a întâmplat, na, în trupă m-am cunoscut cu nevastă mea, ne-am împrietenit, ne-am drăgostit, m-am însurat, avem copii împreună și altfel. E altceva când sunt doi soți, soț și soție, mă scuzați, din aceeași miserie, e altceva. Știind în ce lume te afli, în ce cum se cheamă, cum să vă spun așa, mai în ce bucătărie te afli, altfel te înțelege. Și te ajută și la bine și la rău, altfel să împartă și treburile de acasă. Mă refer și la chestii zi de zi și curățenie și gătitul și alea, poate unul e mai obosit, unul a învățat spectacol, altul te ajuți reciproc, că știi despre ce este vorba. Că toată viața și toată ziua o petrici aici, în sala de balet, în scenă, nu e așa de simplu. Când vorbesc, câteodată mi-este foarte greu să vorbesc cursiv și câteodată undeva pe cea stop, cum e cuvântul ăsta, și îl știu în rusă și îl traduc repede în română și așa m-am bâlbâi. Mersul este pe ideea că te-a chemat ăla înapoi. Adică pe dacă îl câiu te trage, știi, înapoi. Și ăsta nu numai Vlad, ăsta oricare dintre dumneavoastră, tu să răspunzi imediat la Figaro. Adică ești puțin prea zis că se aude, Figaro, da, vin. Știi? Deci ciu. Adică lăsați-vă să cădeți cât mai puternic din ea, știi? Adică o destabilizare. Hai să vedem cu muzică cu tot. Am auzit foarte mult despre Gigi Caciuleanu ca dansator, ca coreograf și când mi-a spus doamna Beatrice că o să avem onoarea să lucrăm cu maestru Gigi Caciuleanu, a fost wow! A fost o întâlnire foarte plăcută, un om deosebit, mi s-a părut ca nume, ca un magnat, o munte a, nu știu dacă mă exprim bine, a baletului ăsta mondial, wow, Gigi Caciuleanu. Dar când a intrat în sală, un om simplu, ca oricine, un artist simplu. Dacă tu simți că ei sunt așa, să-l arunci și să nu faci mecanic deloc ăsta, să-l faci pe... Știi, pe lăsatul capului, ți-e frică să-mi pierzi echilibru și atunci faci un pic așa. Deci tu eu te văd, adică cu cât picioarele tale se mișcă mai mult și tu te miști, eu te văd printre ei, știi? Toată viața am fost dansator clasic sau de caracter. Modern contemporan, mai puțin. Dar lucrând zi de zi de zi cu maestru și cu colectivul și cu elevii, văzând ce face, arătând
Chiar și colegii mei și mai ales elevii neștiind tehnica asta, e o tehnică aparte, e altă tehnică, e altă expresia a corpului. Era pentru mine ceva nou, dar lucrând zilnic cu el și văzând, am învățat și vreau să vă spun cinstit, chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult și am început, aici vă atrag atenție, am început să înțeleg ce înseamnă dans modern, contemporan. Tu uite-te așa, dar nu te uita drept la ele. Iale, 1, 2, 3. Deci direct de cum te-ai întors, ai săritura. Aia, da, și ai tac, 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 pam, pam, pam. Dintr-alta te întorci spre ele, ai pirueta, te duci jos, le apuci, le-ai pus, ai mușcat și ai plecat. Adică nu faci nimic pe arătate, este foarte metronomic. Da. Terminați-vă traiectoriile, terminați. Arta tot timpul evaluează. Tot timpul apare ceva noi, ca și în misteria noastră. În anii 60 se dansea altfel, în anii 80 altfel, în anii 90 altfel. Eu simțit pe pielea mea, eu am dansat altfel decât tinerii de ziua de astăzi. Pe vremea noastră se făcea standard, să zicem, dublu tur, dublu asamblee, eu știu, 4-5 piruete. Acum au apărut tot felul de, să zicem, trucuri mult mai complicat, mult mai... Arta evoluează, evoluează. Și altfel și pentru mine a fost o mare onoare pentru ei. Cu mare drag copiii au primit vestea asta cu maestru că vine la noi în trupă și montează spectacolul ăsta extraordinar. Au fost, bineînțeles, foarte bucuroși, foarte atenți în același timp. De ce? Că iarăși mă repet, altfel și ca la mine, eu nu prea am practicat, nici nu știam genul ăsta de dans, pentru ei era altceva, au venit și să învețe și a fost o mare onoare pentru ei, după casting unii dintre ei au fost selectați să intre în spectacolul ăsta și au fost foarte atenți. Mâncau și cu ochii și cu urechile și cu toate informații care le dădea maestru. Câteodată stăteau și câte 8, 6, 7 ore în sală și în scenă și uitau și de oboseală și de nimic. S-au încadrat foarte, foarte bine în colectiv. La un moment dat maestru mi zicea, Serghei, eu nu văd nicio diferență că ăla este elev sau ăsta este artist. Așa bine s-au încadrat copiii în colectiv și în spectacol. Bravo, Mălin! 6, 7, fata 8 și 1, 2, 3, gata, Mălin! 1, 2, fata e pe voi, 3, 4, 5, 6, transformare, 7, 8, fata întinsă, fata se strânge, fata s-a strâns, voi v-ați pliat, desfaceți, desfaceți și sur. E păcat că miseria noastră avem o viață foarte scurt, 20 de ani maxim, mă refer la soliști, la prim soliști, maxim 20 de ani. Mă uit la colegii mei, tineri dansatori și tineri soliști, mi-e dor foarte mult să fiu iarăși în pielea lor, să dansez, să sar, să ies la finalul spectacolului la aplauze. Asta e cea mai mare satisfacție, când se deschide, se termine spectacolul, se deschide cortina și lumea atunci, publicul de fapt este
cel mai mare critic al tău. Și depinde tot de ei te critic. Și depinde de aplauze. Când vezi aplauze alea imense și aia e cea mai mare satisfacție a ta ca dansator, ca artist. Făcând meseria asta pe bune, pe bune, pe adevăratele, cu asta te menține. Dar dacă vii la servici, că știți cum e vorba aia, să te ții de bară și să faci, hai să fac asta, hai că să am spectacolul ăsta. Nu, nu merge. Nu numai meseria asta, în toate meseriile, sigur, deci nu merge. Să o faci sau nu o faci. De asta e talent mare dat de Dumnezeu. Dacă nu ai harul ăsta, darul ăsta, mai bine lasă-te de miserie și stai acasă sau du-te, fă altceva, dar nu art. Acest spectacol, pentru că mi-a fost foarte frică de text și n-am avut încredere deloc. Am avut noroc cu Felix Alexa, care mi-a spus că trebuie să facem acest spectacol, că uneori nu succesul e miza, ci că trebuie să treci prin niște texte mari ca să te formezi ca actor și chiar dacă poate nu ne va ieși spectacolul, contează foarte tare drumul, munca, descoperirile și asta e, o să jucăm cât o să avem public și din fericire, uite, suntem la aproape a treia stagiune, cu sălile pline la Marcub. Eu mă mir și mă minunez și îmi fac cruce de fiecare dată când intru în sală și văd sala plină, pentru că în continuare sunt, nu știu, șocat și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa asta. Sunt și evidență în ochiile. Pot ajunge să am și eu răcoare! Am abia 30 de ani. La vârsta asta, cariera abia începe cu adevărat! De fapt, ideea a pornit de la Alex Bălănescu și de la Felix, pentru că au vrut să lucreze ei ceva împreună. Alex a lucrat cu Pippo Del Bono, cu foarte mari regizori pe teatru și a zis că ar vrea să facă ceva și în România, el locuia la Londra. Și atunci a zis, hai să luăm un actor tânăr și să găsim un text și am trecut prin Metamorfoza lui Kafka, am trecut prin mai multe alegeri și am ajuns la Gogol, la Gogolul zilelor noastre, pentru că, na, asta e, despre nebunia noastră, cea de toate zilele. Și, de fapt, lui Alex îi datorăm cumva acest spectacol. Ora 8. M-am dus la departament. Șeful de secție s-a dat că nu mă vede și eu am făcut la fel. Am verificat și revăzut hârtiile. Atunci când m-am eliberat și când n-am vrut să fie un pariu, am vrut doar să fie o... V-am spus că am mers poate la riscul de a nu avea succes și ce dacă. Din joacă am făcut acest spectacol și pentru că am avut libertate și pentru că n-am fost... ne-au ieșit foarte... Bun, n-am vrut să facem un nebun, pentru că era mare capcana să caz într-un nebun, într-o demență și să vezi clar că e nebun. Am considerat că nebunia de fapt e normalitate și cine știe ce e normalitatea și de unde știm...
și că poate uneori oamenii de felul ăsta sunt mai liberi decât noi, care ne imaginăm că suntem mai liberi, pentru că sunt mai liberi aici și imaginația lor e mult mai bogată ca noastră și viața lor e mult mai colorată. Și atunci am zis, domnule, hai să-l tratăm foarte normal, foarte normal. Să fie un normal, un nebun normal. Spune-mi, Michi, spune-mi tot ce știi despre Sofie. Ce mai face și cum o duce? Jur, jur că nu o să afle nimeni nimic! Dar și viața cățelușă s-a făcut mică de tot și a vărât coada între picioare și a zbucit-o pe ușă ca și cum n-ar fi auzit nimic. Maggie! 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 E nevoie și de nebunie actorului personală, pentru că altfel, dacă n-ai avea un dram de nebunie și un dram de inconștiență în zilele noastre, n-ai mai avea de ce să faci teatru, practic, pentru că, mă rog, teatru s-a devalorizat, ca să zic așa, să nu fiu mai dur. E nevoie de nebunie, e nevoie. E nevoie ca să poți să reziști, să poți să trăiești în teatru. Eu cum am un bar în buzunar, nu mă pot ține să merg. Însă printre confrații noștri funcționari sunt unii de-a dreptul porci. Nu ți s-ar duce țărânmoiul la teatru, nici ruptul capului, doar dacă dai biletul pe gratis. Practic viața mea e numai teatru. Nu neapărat numai teatru, am și un câine, am și o pisică, nu e numai teatru. Dar îmi place teatru, iubesc teatru. Și îmi place când reușesc să mă bucur și să mă bucur eu și să nu mă intereseze absolut deloc efectul din sală. Adică să fie un pariu personal și să nu fie un pariu cu publicul și chiar dacă în sală se află oricine, să zici și ce dacă e seara mea și e timpul meu, sunt acolo, am tot timpul din lume și mă bucur. Asta ți-o spun din propria experiență, deși mi-a fost dat să merg prin lume mai departe de poarta casei noastre. Viața mea e plină de satisfacție. Stăpâna mea, căreia papa îmi spune Sofie, mă iubește la nebunie. De la Iași, cred că de la Iași, de în strada Costache Negri, de la Maria și de la Ilie, părinții mei, că altfel nu-mi explic. Tata e un mare histrion și un bufon incredibil și de la el probabil că am luat bucuria asta de a fi în mijlocul publicului. Dar e clar că undeva la Iași, acolo s-a întâmplat, undeva prin zona Copoului, undeva pe lângă palatul, fostul palat al copiilor, undeva pe acolo, pe la TVR, Radio Iași, cam pe acolo sunt rădăcinile poftei ăsteia de a face lucruri. Îi datorez foarte mult domnului Damian și domnului Lazar de la radio, doi profesori, unul pe partea de radio, pentru că am prezentat ani de zile împreună cu Florentina Țilea emisiunea Planeta Copiilor și el ne-a ghidat primii pași în radio. Și în teatru Damian, care, ce să zic, mi-a fost ca un al doilea părinte, de fapt, ne-a fost, pentru că am fost foarte mulți în grupa lui și majoritatea acum sunt actori la Teatrul Național din București, la Teatrul Național din Iași, peste tot în țară. Un mare pedagog, mare pedagog. Trezor! Marcel! Dar ai ști ce bodișor are! Am o viață destul de palpitantă, mă bucur că am ales meseria asta pentru că nici o zi nu seamănă cu alta, nici o seară nu seamănă cu alta, în fiecare zi am spectacole, așa s-a întâmplat acum, într-o perioadă în care de vreo 2 ani de zile joc chiar seară de seară, uneori un spectacol, alteori 2, alteori 3, alteori 4, am jucat și 5. În rest mă bucur de casă, mă bucur de... Acum urmează un proiect cu Radu Afrim la Teatrul Național, tocmai ce am început. Un spectacol foarte frumos, mai urmează un spectacol foarte frumos cu Marcel Iureș, cu Andy Vasluianu, cu Medea Marinescu, cu Vlad Zanfirescu, Alex Ion, o distribuție foarte bună la Teatru Act. Proiecte sunt prea multe, cred, uneori, dar eu mă bucur pentru că, într-adevăr, am o frică teribilă să stau fără să muncesc și... Na. Mi se pare că îl omenajez pentru că actorul e dator să dea senzația că își dă viața pe scenă. Sigur că îi omenajez, eu știu clar până unde pot să merg într-o seară și până unde îmi permite corpul, organismul. Îmi cunosc destul de bine
trupușorul ăsta și știu cam cât mă duce într-o seară, în alta mă ține mai mult și merg până la limita cât să nu-mi fac rău. Știi? Nu mă menajez la modul că, bă, azi joc la huș și pentru că joc la huș o să joc mai... Nu, pentru că cred că fiecare om merită să primească cei mai buni din partea unui actor și dacă tot fac un drum până la Galați, Brăila, oriunde în țara asta și oriunde în lumea asta, cred că e bine să dai ce ai mai bun și nu mă menajez pentru că s-ar putea ca în seara aia, în sală, să fiu un om care vine prima dată la teatru. Și dacă tu faci o porcărie să spună, bă, dacă ăsta e teatru, eu nu mai calc. Și s-ar putea să pierzi un spectator și atunci totuși ai o responsabilitate, avem o responsabilitate și ca regizor și ca actori și ca om de scenă și ca mașinist și ca tot. Avem o responsabilitate vis-a-vis de oamenii care vin, care plătesc un ban și așa greu de plătit în ziua de azi și care stau în sală două ore să te vadă. Teatru fără joc, nu. Ce să nu s-ar întâmpla? Adică eu las destul de mult în timpul spectacolului loc întâmplării din seara aceea, din seara respectivă. Las destul spațiu cât să-mi dau voie să mi se întâmple lucruri noi, chiar dacă nu le-am repetat, chiar dacă n-au fost în repetiții. Îmi place să mă joc pentru că doar atunci se nasc lucruri vii. Și spectatorul, eu cred foarte tare că el simte când actorul lui se întâmplă atunci când are o stare de grație sau când are un moment de grație sau când e ceva ce reface de acasă și a venit cu lecția învățată. Îmi place foarte tare să mă joc. Și în timpul repetițiilor, de fapt, eu iubesc mai tare repetiții decât spectacolul. Tocmai pentru că în timpul repetiților eu încerc absolut orice, nu mi-e jenă niciodată repetiții, nu mă simt penibil niciodată. Mai am colegi care îmi zic, bă, dar dacă greșesc, da, am voie să greșesc, pentru că e repetiție, de-aia e repetiție, și în spectacol ai voie să greșești. Eu nu sunt pentru faptul că trebuie să-ți iasă totul tot timpul perfect și trebuie să fii foarte bun și cel mai bun. Nu, ai voie să greșești, că știți cum e, actoria e o meserie, nu e chirurgie. Adică dacă eu joc prost într-o seară, ferească Dumnezeu, nu moare nimeni în sală. Dar dacă un chirurg operează prost pe creier, îi moare cineva. De-aia îmi dau libertatea și mă bucur și îmi dau seama că nu se pot întâmpla chiar așa mari catastrofe. Dacă riști. Și oricum, dacă nu riști, nu câștigi, și atunci ce am făcut?